Bună și bine v-am regăsit! În sfârșit povestim despre parfumurile de la Orientica. Am aici două parfumuri din gama Arte Bellissimo, dar am mai primit o mostră pe care am găsit-o aici în cutia asta. Este o mostră de un parfum care se numește Velvet Gold și este dintr-o altă gamă, cred că este din gama Luxury. L-am mirosit și pe acesta, povestim și despre el și o să-i facem unboxing acestui parfum. Pe el nu-l cunosc, nu știu nimic despre el, nu l-am mirosit niciodată, dar pe acesta ieri au ajuns parfumurile la mine și până la urmă l-am desfăcut. Am vrut să fac unboxing la ambele cu voi, dar am zis că hai să îl analizez puțin înainte să vorbesc cu voi și l-am folosit și pot să vă spun că încă este pe mine. Încă persistă foarte bine și încă proiectează, dacă vă vine să credeți. Deci m-a impresionat la capitolul persistență și proiecție. Și haideți să începem cu el, dacă tot l-am desfăcut pe el. Eram foarte curioasă, nu m-am putut abține să deschid măcar unul. Și bineînțeles că am desfăcut și mostra aceasta. Mostra aceasta este de la un alt parfum, dintr-o altă gamă, se numește Velvet Gold, este din gama Luxury și o să povestim și despre el, desigur. Pe el am găsit mostra în cutie. Cutia este de plastic și după cum vedeți arată foarte bine, cu siguranță o să o păstrez. Iar parfumul acesta se numește Romantic. Hai să vedem. Prezentarea este superbă și așa arată sticla. Este o sticlă care mă duce cu gândul la povești, la prințese, la rochii de prințese. Detaliul acesta mă duce cu gândul la rochile acelea, nu știu, cenușereasa, dacă nu mă înșel. Este o sticlă foarte frumoasă, îi se potrivește de minune denumirea. Este un parfum romantic, este un parfum feminin, girly, miroase a roz și cred eu că am citit puțin despre ele și sticlele acestea sunt pictate manual. După cum vedeți, au aici un glitter pe sticlă și am înțeles că sunt pictate manual. Ei bine, haideți să vorbim puțin despre parfumul acesta, care cu siguranță este inspirat din Delina și miroase într-un mare fel. Ca și note are el nucșoară, grapefruit, bergamot și floare de piersic în deschidere. În mijloc avem trandafir, bujor roz și violetă și în bază avem mosc, benzoin, vetiver și ambră. Da, după cum vă spuneam, persistă și proiectează de nu se poate. Dar, da, deschiderea este una proaspătă, un pic verde, se simte un trandafir tânăr, cu tot cu codiță în deschidere. Este o deschidere proaspătă, citrică și îmi place foarte mult cum este făcut parfumul, pentru că eu am mai testat și alte parfumuri inspirate din Delina, însă aici nu este nimic în evidență care să deranjeze. Trandafirul, după cum vă spuneam, este unul tânăr, bujorul se simte foarte bine și deși nu este listat în nota de licii, cu siguranță se simte miros de licii, de bujor cu licii și cu trandafir. Chiar miroase foarte bine, este foarte bine făcut și, după cum vă spuneam, persistă și proiectează incredibil, deci este foarte, foarte bun din toate punctele de vedere. Nu am niciun parfum inspirat de Delina, îmi doream în colecție și chiar mi se pare foarte bun și foarte frumos acesta. Chiar este un parfum romantic, feminin, mi se pare perfect, perfect pentru primăvară, dar și acum merge de minune. Și o să mai povestim despre el, cu siguranță o să fie un parfum foarte, foarte purtat. Îmi place mult de tot cum miroase și mai ales îmi place că persistă foarte, foarte bine. Este un parfum foarte intens și foarte, foarte frumos. Haideți să trecem la următorul.
O să discutăm la sfârșit despre mostre. Bănuiesc eu că și aici o să găsim o mostră și sper să fie altceva ca să am ocazia să mai testez și alte parfumuri. Acesta se numește Exotic și din ce am înțeles are cocos. Și s-ar putea să fie un parfum perfect pentru vară. Avem tot Velvet Gold. Vai, cum arată sticla asta. Cât de frumos este sclipiciul acesta pus pe alb. Da, este foarte frumoasă sticluța, foarte frumoasă. Superbă, uitați-vă cum este glitterul acesta. Foarte. Înainte să îl pulverizez. Deci avem ca și note bergamot în deschidere, apoi avem în mijloc, scrie aici, aromatic, cocos, vanilie și în bază avem vanilie, santal și mosc. Vreau să-l pulverizez și pe el neapărat. Wow! Wow, wow, wow! Da! Este un pic aromatic, dar aș putea să spun că este mai mult aromat. Este foarte aromat, foarte intens. Se simte un cocos cremos, un lapte de cocos, dar este îmbrăcat în vanilie. Wow, cum miroase! Este vanilie și cocos, cumva o cremă de vanilie și cocos. E destul de prăjituros, așa, într-un fel. Wow, miroase tare bine. Am văzut eu că este asemănat cu... Imediat vă spun. Este asemănat și cu Zadig & Voltaire, This Is Her, da, după mine nu are nicio treabă. Și cu Caed al Fursan Unlimited de la Latafa, dar din nou nu mi se pare că se duce în zona aia. De fapt, ca și categorie așa, aș putea să zic că este un parfum și el cu cocos și el cremos, dar mi se pare mult mai de calitate acesta. Mirosul este unul mai intens, mai aromat. Aici cocosul chiar se simte bine. Și la fel și vanilia și este un pic mai dulce, mai prăjituros. Este o cremă de cocos cu vanilie. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Îmi place mult de tot. Îl văd potrivit și vara. Este și un parfum dulce, este super cozy, este foarte plăcut, foarte cremos. Îmi place mult. Mult, mult, mult de tot. Chiar sunt niște parfumuri foarte frumoase. Și după cum vedeți, da, și capacul este unul greu, metalic. Sticlele nu mai zic. Are partea asta roșie, acesta o are roz. Uitați-vă la sticlele astea. Da, sunt ceva mai scumpuțe aceste parfumuri, dar din punctul meu de vedere își merită toți banii. Chiar m-au dat pe spate. Și acum vreau să vorbim și despre Velvet Gold. M-aș fi bucurat să fie în cealaltă cutie o altă mostră, pentru că aș fi vrut să testez mai multe, dar asta este. Vreau să vorbim despre Velvet Gold, un parfum care mi-a atras atenția și dacă ar... M-am tot uitat eu la parfumurile de la Orientica, dar nu le cunoșteam și e greu să cumperi blind, să nimerești exact ce este pentru tine și să le cumperi blind. Sunt destul de scumpe ca să faci asta. Dar da, Velvet Gold este unul care mi-a atras atenția. Acestea sunt două parfumuri chiar ceva mai romantice, mai feminine. Miroase foarte bine acesta cu cocos. Ia, deja a curs. Ok, o să dau pe piele. Dacă mă plângeam eu de mostrele acelea cu bețișor, ce să mai zic de acestea la pliculeț, dar în fine. Haideți să vorbim puțin despre gama asta
de lux de la Orientica și despre Velvet Gold. Nu știu dacă este inspirat din ceva, arată pe Fragrantica că ar semăna cu Gentle Fluidity Gold de la Maison Francis Curgean, dar eu pot să vă spun despre Velvet Gold. Sticla este una superbă, absolut minunată, este un parfum foarte intens și pot să vă spun că m-a dat pe spate parfumul acesta. M-a dat pe spate. Era parfumul care mă tenta cel mai mult din ce am analizat și eu pe internet și pot să vă spun că este ceva superb, minunat, minunat, dacă îți plac parfumurile foarte puternice. Oricum, v-am zis că m-a impresionat Romantic la capitolul proiecție și persistență. M-a impresionat, este pe mine, este puternic în continuare și l-am folosit aseară. Iar acesta, Velvet Gold, este ceva de vis, pentru că, haideți să vă spun notele, are caramel în deschidere, violetă, piper roz și bergamot, în mijloc are note pudrate, trandafir și patchouli, iar în bază are vanilie, mosc și note animalice. Dacă cele două din gama Arte Bellissimo sunt ceva mai feminine și mai romantice, acesta este pe opulență, este un parfum foarte puternic, foarte intens, sofisticat, elegant, vanilat, este un parfum dulce și este genul acela de parfum pe care îl văd foarte potrivit seara, foarte potrivit în perioada rece. Este un parfum foarte dulce. Se simte și un trandafir, dar altfel de trandafir, nu este trandafirul acela tânăr și oricum este îmbrăcat în alte note, în caramel, în note pudrate. Doamne, deci este atât de puternic. Este atât de puternic, este dulce, este cald, este sexy, este genul acela de parfum seducător, un parfum de seară, potrivit așa la o rochie elegantă. Foarte frumos este. Vă spun, Velvet Gold m-a dat pe spate, este foarte frumos. Da, cam atât pentru moment, o să mai povestim cu siguranță despre ele. Despre Romantic pot să vă spun mai multe pentru că l-am purtat, este extraordinar de frumos, este un parfum romantic și feminin care miroase a roz, miroase a bujor, mult, mult bujor, combinat cu licii și cu trandafir, un trandafir tânăr, iar acesta este unul foarte exotic, așa cum îi spune și numele. Este un parfum exotic, este un parfum cremos cu cocos, cu vanilie. Miroase a cocos, miroase a vanilie, miroase a Raffaello, aș putea să spun, dar cumva este o cremă de vanilie și cocos. Foarte frumos. Cam atât pentru astăzi. Sunt curioasă dacă aveți și voi parfumuri de la Orientica în colecție și ce părere aveți despre ele. Dacă ați testat dintre cele pe care vi le-am arătat eu astăzi, chiar vreau să știu și părerile voastre. Vreau să vă spun că am postat primul clip pentru membrii și voi posta în continuare clipuri suplimentare pentru membrii, așa că dacă vreți să vedeți și mai multe clipuri pe canalul meu, alăturați-vă și voi. Sunt acolo 4 tipuri de abonament și puteți să vi-l alegeți pe cel dorit. Găsiți în descrierea acestui clip linkul dacă nu aveți butonul de alătură-te și pe mine mă găsiți și pe Instagram și pe TikTok. Aveți în descriere cam toate informațiile. Vă mulțumesc pentru vizionare. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat. Pa, pa.